Mami, mai puțin eu. Gata, gata, gata. Ariana a mâncat și acum trebuie să facă guri. Eu aș avea nevoie de ajutor. Sunt multe lucruri de făcut pe aici. Așa este, mami. Ține-o că nu potolesc. Uite că la tine s-a potolit. Ai putea să ceri ajutorul celorlalte fete. Mara, Teo, Bri! Da, mami, am venit! Mara, doar tu? Unde sunt celelalte fete? Nu știu, nu le-am văzut! Surioara mea! Bravo, Mara, mulțumim că ne ajuți! Eu mă duc și după Teo și după Bri, să le aduc și pe ele aici. Eu sunt un drăgușor! Eu sunt îngerasul! Da, da! Eu sunt mai influentă! Îmi bag coada peste tot! Ba, eu sunt mai influentă! Apar în toate rugăciunile! Înger, îngerasul, ce mi te-a dat Dumnezeu? Totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine! Eu sunt mic, tu fă-mă mare! Eu sunt slab, tu fă-mă tare! În tot locul mă însoceste și de rele mă păzeste. Numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Și ui, fetelor, de ce sunteți îmbrăcate așa? Nu ați auzit când vă cheamă mami? Tati, dar eu sunt îngerasul azi. Iar eu sunt drăgușorul. Îmi bag coada peste tot. Ce tot ziceți acolo? Haideți cu mine la mami. Haideți la mama, că abia vă așteaptă. Uite, mami, că ți le-am adus. Mami, ce activități ai pentru ele? Wow, fetelor, ce interesante sunteți! Aceasta este pentru tine. Mulțumesc! Și asta este pentru tine. Mulțumesc! Dar ce faceți îmbrăcate așa? Ce-i cu voi, fetelor, de v-ați îmbrăcat așa? Ne jucăm de contrastele. Teo e partea rea și eu sunt partea bună. Oh, eu care aveam pregătită pentru voi o altă activitate. Voiam să prezentăm împreună camera bebelușului. Super, mami! Numai bine! O prezentăm în stilul nostru. Eu prezint ce e mai bun și mai frumos. Iar eu încerc să găsesc negativul în orice lucru. Da, da, foarte bine, fetelor. Acum e momentul. Exact, Ariana a adormit, iar noi putem prezenta toată camera ei. De unde începem? Hai să începem de la ușă. Da, aceasta este o ușă. Toate camerele au ușă. Ce vrei să zici în legătură cu asta? Păi ușa e albă cu geam prin care pătrunde lumina și asortată cu alte piese de mobilier din camera. Asortată. Aici avem o super comodă. Ce e asta? Nici nu mă mai uit la ea. Aurul ăsta mă orbește. Aici ținem hainele bebelușului. Ha, ha, ha! Ce haine? Haine invizibile! Încă nu le-am pus. Da, păi mi-am băgat eu coada și miroase a lac. Să-mi bag eu mâna de îngeras. Așa e, fetelor. Comoda a venit de la fabrică încă nezvântată. Îmi pun eu mâna să fac. Trebuie lăsată la aerisit câteva zile, de aceea am scos toate hainele bebelușului și le-am dus la Mara în dressing. Iar ziua nu stăm aici, lăsăm toate ușile deschise și sertarele, astfel încât să se aerisească mai repede. În continuare avem un scaun de masaj. Da, Cartendion, ești la toate încheieturile.
Aici s-a zis mami să o alepteze pe aripi. Ia să vedem. Așa le schimbăm. Așa e. E foarte comod și se și leagănă. Și masajul e plăcut. Te gâdilă și la tăl. Poate să te și lovească. L-a dat cam tare, într-adevăr. Așa e mai bine. Mai departe, fetelor, ce mai avem în camera bebelușului? Și căluțul ăsta nu e potrivit pentru vârsta bebelușului și face și gălăgie. Eu nu așa se folosesc. Uite-te la mine, ce te vezi? Uf! Așa ușor! Fetelor, treceți la următorul obiect! Mami, tu trebuie să te relaxezi aici, iar Ari la locul ei. Ia să vedem. Are și ea un scaun de masaj. Perfect pentru vârsta ei. Oh, eu nu știam asta. E bine. Eu mă ajută. Știi, de mai tare și mai încet. Și muzică, dacă vrem. Ursitoarele noastre au grijă de bebe, așa că mai departe vă prezint eu camera. O luăm pe Ariana. Și încercăm să o punem pe noua ei jucărie. Are o jucărie cu vibrații și cu foșnete. Are o jucărie cu vibrații, ia să vedem. Pentru nou născuți. Și foșnește. Ca să-i atragă atenția. Cum e aripe vibrații? S-au oprit vibrații? Bine. Copilul se dezvoltă stând pe burtică. Avem o pernă pentru mama și bebe. Perna e bună atât pentru așezat copilul, cât și pentru alăptat și pentru somnul mamei. Da, da, da! Avem și Suzeta! Pe care de data asta a vrut să o ia și o ține singură cu mânuța. Așa la o săptămână. Da, dar Suzeta nu e bună. Provoacă dependență. Ba e bună. Liniștește copilul și o relaxează pe mami. Mai departe am un pat pernuță pentru mine, dar și pernuță pentru Ari. Dar aici ce avem? Aici avem o poză cu Ari, amprenta mânuțelor ei și a piciorușelor. Ce e asta? Nu vezi că se închide? Și care e problema? Nu se mai vede Ari. Reama e făcută ca să stea deschisă. Da. Ta-dam. Și o expunem așa. Aici lângă prima poză cu mama și Ari. Și astfel facem prezentarea camerei Arianei în viziunea Teodorei, care ne prezintă răul din punctul ei de vedere. Și în viziunea Brianei, care ne arată partea bună a camerei. Tati, până-și mai dau ele cu părerea, arată-ne tu ce se află pe noptiera din partea dreaptă. Vă arăt eu! Avem o lampă de veche în formă de cățeluș și o iconiță sfințită. Ambele de la viitorii nănuți a Arianei. Eu o să vă prezint pătuțul. Știți, eu l-am montat cu fetele cât mami era la spital cu Ariana. Inimioare și ursuleț. Avem schița și începem montajul. M-am gândit să luăm pătuțul pe roți. Să fie ușor de mutat oriunde vrei. Adică mami, dacă nu mai poate cu pătuțul acolo, poate să nu mute mai încolo. Așa că să-i dăm drumul la montaj. Hai. Poc.
Le dăm deoparte. Avem aici ajutor de bază, ce să mai. Nici nu trebuie să mai montez. Eu îți dau șuruburile. Briana se descurcă. E mai greu ca la mate asta. Nu e greu. Montăm și revenim. A venit și Măruța, a terminat temele. Și o avem ca ajutor de bază. Ne descurcăm sau nu? Lucrând aici, Mara a avut și ea o întrebare. De ce nu strângi șuruburile? Șuruburile nu le strângem de tot, ca să putem să fixăm și celelalte piese din puzzle. Adică dacă l-am strânge pe partea aceea de tot, eu n-aș mai putea să deschid ambele laturi, astfel încât să introduc și altă piesă. Le las largi, astfel încât să pot jongla cu ele. Și pe urmă, după ce le-am pus pe toate, le strângem. Acum ai înțeles, Mara? E logic, nu? Și gata! Meseriașe la noi în casă! Ia priviți cum se descurcă ele! Pătuțul e montat, mai avem de pus doar roțile. Tăm, tăm, tăm! Și salteluța! Hai cu salteluța! Mara? Așa merg! Așa. Și așa? Eu asta am văzut de la mama. S-au blocat. Punem piciorușele. Ține sus, că ați pus să bag dincolo. Hai, Mara. Sus. Lasă să se ducă și presează. Bravo! O lăsăm și pe Teo și astfel antrenăm toți copiii în activitățile noastre zilnice. Eu zic că e un lucru bun. Ia uite, Teo, bagă direct cu ambele. Așa, Teo, bravo. Și acum apeși? Și, tare, tare. Gata. Mi-a mers mai ușor acolo. Sperăm să o bucurăm pe mami. Vă place? Finisele cu ursule. Moartea cu ursuleț. O punem să se vadă. De ce punem cearșaf? Ce cearșaf ai luat? Am luat, da. Acum sunt la uscat. Le-am și spălat chiar. Hai, Teo, hai. Foarte tare. Cât de fain e că e pe roți. Chiar a fost o idee bună că l-am luat așa. Are, dacă dorme pe moale, cred că da, se bagă în moale. Așa o ia mami pe Ari. Pam, pam, pam. Avem acest baldachin superb pe care fetele l-au apreciat din prima secundă. El poate fi închis sau deschis la maxim. Așa că găsim aici jucăriile Arianei. Mai mult sunt jucăriile fetelor, ele se joacă cu ele momentan. Jucăriile astea de bebeluși, noi nu le jucăm. Atunci sunt pentru Briana. Poftim, Bri! Dar unde e păturica? Uite păturica! O rulăm și o punem. Te ajută, Teo! A doua eu. Are Sky! Apoi avem un carusel pentru pătuți. E gata montat, iar aici, în partea de sus, avem un joc de lumini care dezvoltă vederea copilului. Și gata, a pornit! Are și telecomandă care era pe noptier. Schimbăm muzica! Punem luminițele! Pătuțul este pe roți, e deplasabil, putem să-l ducem în orice colț al camerei sau al casei vrem noi. Are protecții, tot cu roz, o plăpumioară, saltea și pernuțe de mai multe tipuri, inclusiv decorativă. Cel mai important aspect la acest pătuț este că se ridică și că a putut fi montat fix la nivelul patului meu, astfel încât noaptea bebe doarme aici. Mami! Doarme aici, trage patul lângă ea și bebe este în siguranță și lângă mami în același timp. Iar acum lăsăm așa. Ca să poată mami coboră. Aici ce avem, mami? Un baby monitor. Aceasta este partea mobilă pe care o iei cu tine prin casă. Iar aceasta partea fixă, mă rog, fixă, care stă cu ochiul pe bebeluș. Mai avem o măsuță cu două scaune. Florile preferate ale mamei. Avem și un cântar prin care îi monitorizăm greutatea Arianei zilnic. Și ea crește destul de repede, ia aproximativ 100 de grame pe zi. Hai să vedem câte kilograme are Ariana. Hai, Ariana! Ari a fost cu fetele la plimbare în pătuțul ei mobil. Iată!
Pătuțul ăsta este și el foarte util. Are plăpumioară. Are salteluță, pernuță, păturică. Cu două și... fețe. Și pernuță la fel, uite. Poate fi și roz. Încă o să facem așa. Cu flamingo. Iar el e făcut tot din împlutură, din burete. Iar acum? Să mergem cu aripi pe cântar. Hai. Cate, am pus aici o păturică să fie moale. Îl pornim. Ia să vedem. Zero. E în kilograme setat și o punem pe Ari. Wow! Deja are 3 kg 400. A luat jumătate de kil de când este la noi acasă. Bravo! Am scos-o din maternitate cu 2800. Ea a scăzut mult după naștere, a scăzut 200 de grame, nu e foarte mult. Să luăm de aici, stă cu minte! Hai, mami! Ia, pe bebe! Jumătate de kil în câte zile, tati? Când am ieșit? Sâmbătă? Da. Și azi e? Joi! Joi! Duminică, luni, marți, miercuri, joi. În 5 zile. A luat 600 de grame, deci am zis bine, 100 de grame pe zi. Bravo! Bravo, Ari! Dar eu o văd că e mai mărișoară. Da, e mai mare. Bine, piciorușile, toate cele subțirile, sunt uitele. Pe Bri am născut-o cu 3200 și m-am uitat la pozele ei de când s-a născut. Are picioare burbulii, grăsane. Așa cu grăsime, pam! Pam. Și știi cine mai avea picioare pam, Chiar Măruța. Teo și Ari foarte mică. Au fost lăbănoage, deși Teo s-a născut cea mai mare. Dar cu toate astea, piciorușile erau tot așa. Adică Teo s-a născut mai mare decât Ari. Cine ia pe Ari? Eu. Nu ia nimeni pe Ari. Uite, stă un pic aici în pătuțul ăsta. Ia să vedem. Așa pe o parte. A făcut gurii, e liniștită. Deja. Asta era problema. Da? Da. Poți să-i faci o poză așa. Uite ce frumos e. Poze. Nani, nani. Și râde. Zâmbește. Și zâmbește, Ari. Așa. Uite și la tine. Ari are o grămadă de pătuțuri și fetele au avut. Îl avem și pe al lor. Da, încă. Hăinuțele Arianei le vedeți în vlogurile anterioare pentru că le-am mai filmat. A primit și astăzi jucării și hăinuțe, dar le lăsăm pentru un vlog viitor. Să rămâneți curioși până data viitoare. Dar aici ce e pregătit, mami? E pregătită garderoba Arianei. Eu i-am făcut-o. Teo a făcut aici, foarte frumos, și așteptăm ce, Teo? Garderoba. Comoda, în care să-i punem toate hăinuțele, cele pe care le folosim. Am mai pus și aici două seturi mai mari, 80 de la Vali. Și 74 de la Anabela. De la Vali, un costum mai pufos. Șosețele. Pâinii. Și ce am mai primit acolo? Bătoșei. De la doamna de canto. Mulțumim. Eu sper că m-a arătat partea bună din camera Arianei și că am câștigat acest challenge. Eu am câștigat că stau comod pe perna mamei. Și eu am câștigat-o pe Ari. Mă duc cu ea la mine. Șt, lasă-mi pe bebelușul miros. Că e liniștit. Oh, e dificil când ai atâția copii. Pentru că bebelușul este purtat de toate. Fug după copil. Nu eu. Nu eu. Nu tău, tata. Cu pătuțul ăsta portabil a ajuns de la ea din dormitor la Mara în dormitor. Hai. Gata. Și Ariana dorme azi cu Mara. Și cu mine. Noroc că ea are un copil bun, care are atâtea surioare încât... Noi vă mulțumim că ne-ați vizionat. Până data viitoare aveți vloguri peste tot pe ecran. Vă spunem la revedere și v-am pupat. Pa, pa, pa. Eu sunt îngerasul cel mai frumos. Și cel mai bun. Mă schimb acum. Mă duc să am grijă de bebelușul meu și să-l pregătesc de culcare. Trebuie schimbat de rochiță și îmbrăcat în pijamale. O să fac eu asta. Hai. Eu îl las pijamale. Eu schimb. Ha. Ce haine. Haine invizibile. Încă nu le-am pus. Păi da. Că mi-am băgat eu coada. Dar unde e coada ta? Nu văd. Unde e coada?